Rata șomajului cunoaște o ușoară creștere de la o lună la alta la nivelul județului Maramureș. Analizând șomerii în luna octombrie, am observat deja o ușoară creștere față de luna anterioară. Rata șomajului are o valoare de 2,53%, într-o creștere cu 0,01 puncte procentuale față de luna septembrie. Stocul de șomeri este de 5042 șomeri înregistrați la Jovena Maramureș. Dintre aceștia, 2022 beneficiază de indemnizație de șomaj, din care 1677 provin din muncă, sunt șomerii care au lucrat și au îndeplinit condiții de acordare de indemnizații de șomaj, iar 345 sunt absolvenții instituțiilor de învățământ, care s-au înregistrat în cele 60 de zile de la absolvire și ulterior au solicitat trecerea în șomaj indemnizat. La ambele categorii se înregistrează creșteri față de luna trecută. Într-adevăr, au și înregistrările celor care provin din muncă au fost mai numeroase față ca și luna anterioară. Sunt deja peste 250 de dosare de șomaj care au fost înregistrate din muncă și au fost puse în plată. La fel și absolvenții de instituții de învățământ superior au o creștere. În baza noastră deodată este o creștere specifică la cam fiecare an. În această perioadă se menține o creștere a absolvenților de învățământ până la finele anului. Șomerii neindemnizați sunt în număr de peste 3.000. Aceștia nu pot beneficia de indemnizația de șomaj, dar pot avea parte de celelalte facilități.